Start sărbătorilor de iarnă și în Chișinău, în piața Maria Dunării Naționale a apărut mult așteptatul pom de Crăciun. Pregătirile pentru inaugurarea pomului și aprinderea luminițelor de sărbătoare sunt pe ultima sută de metri. Bradul deja a prins contur și culoare în roșu și argintiu. În acest an, pomul va fi inaugurat pe 5 decembrie. Bradul are 20 de metri și, pentru prima dată, este unul artificial. Pentru procurarea pomului de Crăciun a fost alocată suma de 200.000 de lei, iar 170.000 au fost alocați pentru procurarea ornamentelor și ghirlandelor pentru împodobirea acestuia.